Salutare, salutare, vereșanilor, eu sunt Andrei și bine v-am regăsit la un episod foarte, foarte special. Ei bine, vereșanilor și vereșanilor, așa după cum ați observat și din titlul acestui episod, astăzi vom avea parte de un clip foarte, foarte special. Mai exact, o să reacționăm la primul meu episod pe care l-am filmat și totodată postat pe YouTube pe data de 4 februarie 2016. Mai bine de 4 ani au trecut, frate, de când am postat acest episod. Sunt foarte, foarte nostalgic și totodată foarte entuziasmat pentru că m-am maturizat foarte mult de atunci, m-am schimbat radical, adică o să vedeți o schimbare radicală între Vereș care era acum 4 ani și Vereș care este în acest moment. Nu știu, mă simt extrem, extrem de emoționat și cred că se simte emoția pe care o am în suflet, dacă pot spune așa. Nu uitați acolo de cât mai multe like-uri, vereșanilor, iar acestea fiind spuse, haide să facem reacție la episodul care ne aduce foarte multe nostalgie și care, practic, cu care am pornit pe acest drum minunat și mirobolant. Vreau să vă mulțumesc din toată inima, așa ca de început, pentru toată susținerea și tot feedback-ul pe care mi-l acordați zi de zi, pentru comentariile frumoase, like-urile și toată susținerea pe care mi-o acordați zi de zi. Bun, hai să vedem ce avem noi aici. Mamă, cica, am creat acest videoclip cu editorul video YouTube, nu te cred așa ceva. Deci uite-te și tu, 104 comentarii, oh my god. Bineînțeles că am răspuns și la ele, dar sunt foarte multe comentarii, uite, și de 2 ani. Deci gândiți-vă, au trecut 4 ani, frate, 118 like-uri în 4 ani, e bine. Ok, hai să nu mai pălăvrăgim atât de mult, o să cer să nu pun pauze. Doar în momente mai speciale. Încă o dată, nu uitați acolo de like, am dat și microfonul, am curentat. E ok, nu-i problemă. Și hai să-i dăm bătaie. O să sper să vă spargă din panele intro. 3, 2, 1, go! Mam. Deci uitați-vă și voi, vereșanilor. Deci să-mi fie mie cu iertare. Doamne Iisuse Hristoase. Bă, frate, cum să spui numele la canal? Andrei Veres Vlogs. Adică, și cu apostrofă, nu trebuie să lipsească. Și nu vedeți voi, dar este făcut cu Viva Video, frate. Este făcut cu Viva Video, nu se vede de facecam, din păcate. Deci nu îmi vine să cred, Doamne Dumnezeule. Frate, cu... Oh my God. Hai să analizăm puțin. Așa, deci avem așa, like, subscribe, vă las 3 secunde la dispoziție să spuneți ce e greșit în thumbnail-ul ăsta, în poza asta, în screenshot-ul ăsta, da? 3, 2, 1, stop. Bun, deci, după părerea mea, subscribe-ul ăsta, abonează-te, se cam pupă și nu-i bine. Ok, deci avem așa, like, subscribe, comment, deci nici măcar nu știam de ce la PNG, atenție, vereșanilor. Ok, abonează-te, bine ați venit pe canalul meu. Nici nu știu dacă am scris corect, nici eu nu știu, credeți-mă. Rip, bacalaurat. Bun, Andrei Vereș Gaming Vlogs. Mamă, deci atenție, Andrei Vereș Gaming Vlogs. Nu că-l mai pun o dată, nu mă pot abține, credeți-mă. Deci clipul ăsta a făcut teror, ești nebun. A spart normele. Salut, prieteni, și bine v-am găsit la primul episod de... Nu, trebuie să mă auziți încă o dată. Ia. Salut, prieteni, și bine v-am găsit la primul episod de pe YouTube. Mă numesc Andrei, iar astăzi o să filmăm FIFA 11. Vereșane. Ăsta e vereșanul, deci credeți-mă că nu mă recunosc în momentul de față. Credeți-mă că efectiv nu mă recunosc, frate. Deci uitați-vă și voi, frate. Pare că nu pot, nu cred că pot mări. Uitați-vă ce față aveam. Frate, aveam față de plouat. N-ai cum să spui că sunt frumos. Bine, poate că sunt cute așa puțin, dar efectiv, uitați-vă și voi cum arătam. Doamne Dumnezeu, încă mai am geaca aia de training. Nici măcar freza nu era făcută. Doamne, uitați cum arăta camera. Și mai vreau să aud intro, nu pot să cred. Hai să auzim încă o dată intro. Salut, prieteni, și bine v-am găsit la primul episod de pe YouTube. Mă numesc Andrei, iar astăzi o să filmăm FIFA 11. Doamne, deci parcă nici, cred că nici la oră nu eram atât de serios, știi? Și stăteam așa drept. Salut, eu sunt Andrei și bine te-am regăsit la un episod, știi? Astăzi va juca România împotriva celor de la Portugalia. Face ceva genul ăsta. Astăzi se va desfășura sau va avea loc un meci foarte important. Trebuie să-l urmărim cu foarte multă precizie sau atenție, știi? Începe meciul. Să trecem la treabă. Mamă, și aici jucam FIFA. Mamă, deci gândiți-vă că jucam, filmam cu Bandicam. Se vede clar logo de la Bandicam. Și filmam cu facecam, filmam și cu băr negre. Deci gândiți-vă doar. Să câștigăm acest meci. Ia. Toate că Portugal e echipă destul de bună. Cu siguranță, în 2011, rupea. Eu sper.
Vreau să vă avertizez faptul că o să urmeze o fază foarte controversată, o fază pe care, de care și acum îmi pare rău. Nu vă dau mai multe spoilere, haideți să privim în continuare. Ia! Uitați-vă ce față aveam când am primit gol. Uitați-vă ce moacă aveam. Ia uitați-vă, uitați-vă. Nu mai știam ce să zic. Ia uitați-vă, a dat centrale. Ia Ronaldo a marcat. Nu, Thiago, nu știu. Mamă. Da, gol. Thiago. Thiago. Ia-o-s. Mamă. Thiago deschide scolul. Cică, Thiago deschide scolul. Mamă, cât de plouat eram, da. Doamne ferește. Ia. Hai, Vereșane, hai. Ia uite. Ia uite ce slab era Vereșanu. Și gândiți-vă că jucam cu boți, Doamne. Opa, opa, atenție, se aude, se aude, da? Cred că se aude. Aici a intrat taică peste mine și noi aveam o sobă și acum se mai află, doar că nu mai funcționește, cum s-ar spune, între ghilimele spus. Și efectiv făcea focul, frate, a venit cu, nu știu, cu lemne, s-a prindă focul, înțelegeți voi, frate? Deci hai să mai ascultăm o dată. Mamă, bară. Nu știu dacă s-auzi. Ia auzi. De obicei când fac, înseamnă că intră cineva peste mine. Mamă, ce dribbling-uri aici pe Vereșan. Ia-o-s, opa. Uite ce față aveam, uite cum arătam, nici nu vorbeam măcar. Doamne, deci nu vine să cred, Doamne. Uitați-mă ce măcă. Uitați-mă. Doamne, deci ori de mine, bă, dați-mă să... Cât de... Doamne, nu știu, penibil să fii serios de tine, dar până la urmă sunt amintiri frumoase. Ia. Sper să reușesc să egalez și să... Ia. Aolo. Bianca, m-ai verificat, tati? Cum am spus, portocalia... Frate, era... Deci era în cameră și eu că vorbeam? Cum am spus, portocalia... Echipă bună. Ești nebun? Nu vine să cred. Cred că va fi o repunere din careul de 6 metri. Yo, ce știe Vereșanu? Nu o să filmez numai FIFA 11, o să filmez și alte... Ia auziți, un intelectual de clasa 1. Cum ar fi pe 2013, 2010... 2010... 2012... Ia auzi. Dar și GTA. Opa! Opa! Și incredibil. Apără tătă Rășanu, hai că apără. Ce era tare. Opa, stai gol. Și gol. Gol! Mamă, uitați-vă, cum a rămas cu mâinile, nu pot să cred. Ce era tare. Ia. Și gol. Da, gol, în sfârșit. Aolea. Bilasco. Încă ceva Vereșanilor, nu uitați că acest clip încă se află pe YouTube. Adică eu de pe YouTube l-am luat. Se numește Force Video Gaming on YouTube. Dacă eu o să vă las un link în descriere și vreți să-l vedeți și voi, na, o să mai pun pauze un alta. Ia. Ia. În sfârșit am dat gol. În sfârșit, ce fericire pe sufletul nostru. Ia. Ia. S-a auzit data. Mor. Sper să pasăm. Am înțeles bine pe română. Pentru română apăsăm limba ăsta sau nu? Recuperează Kocic. Ia uite. Ce jucător. Ce jucător. Ia. Opa. A spamat tastatura aia. Deci gândiți-vă, Vereșanilor, că aveam o tastatură la, cred că era wireless, era maxim 50 de lei cu tot cu mouse, ceva în genul ăsta și, mamă, mi-aduc aminte că, efectiv, dăusem un rage și am dat toată în birou și am nimerit și cu mâna, gen, și nu mai mergea space-ul. După de asta, trebuia să apăs tare ca să meargă. A fost o teroare adevărată. Ia. O să filmez. Opa. După cum am spus, nu numai FIFA, dar ci și GTA, San Andreas sau Sam, Samp. Sau Vice City, spre exemplu. O să filmez și vloguri. Ia auzi.
Îmi pare să... Mamă, să știți că există un vlog făcut pe YouTube la care dacă vreți și dacă o să strângem multe like-uri la acest clip, o să reacționăm neapărat. Vloguri, da. Diferite anunțuri sau... Ia uzi. Sper să vă placă ceea ce fac eu. Oh, ce Pentru drăguț. că ar fi o oportunitate foarte mare și o motivație pentru mine, în primul rând. Deci gândiți-vă că atunci știam de motivație și ce, doamne. Încă se au sunete ciudate de cameră. Pasează pentru Nicolae. Offside. Ia. Mai avem încă Este 2 minute. offside. Mă jur, nu vine să cred, fratele meu. Și... Offside. Încă, efectiv, taică mi era în cameră, gen, și... Mamă. Bruno Alves. Oh my Daniel God. Alves. Dar nu vorbeam, fratele meu, eram tăcut. Vă dați seama... Centrare Vă dați seama de cât... Vă dați seama cât de rușinos era Vereșani, orică, efectiv... Bine, acum se poate spune și faptul că era taică-mi în cameră și mi-era puțin rușine, dar totuși trebuia să, ori să pun, nu știu, să pun pauză, să fi făcut ceva. era în momentul de față la AS Roma. Ia uzi. Știu că am mai dat un gol și am închis episodul. Dar nu mai știu Probabil exact. că în episodul următor va fi tot de FIFA și o să fiu Mai știu de ce a fost. comentator alături de Andrei. Andrei fiind vecinul meu. Ia. Andrei Trifan, bineînțeles. Wow, i-am spus și numele. Mor. Am înțeles. Și dați mai și numele Tomici. de familie, gen. Cât de retardat să fiu. Roace Florescu. Hai să vedem. Andrei, să-ți dați de un număr să sună ce întrează. Centrare nouă. Haide. Deci sunt atât de Nicolae hype. Almeida. Pasează pentru Ricardo Cavani. Ia. Cavani. Ce aici are? Cavani o recuperează Ia, Deac. fiți atenți. Deac se întoarce. Deac. Pasează Deac. Mamă. Deac trage Deac gol. Este gol în sfârșit. Mamă, ce gol frumos. Dar vedeți cât de, nu știu, trist era. Cred că atunci a plecat tata și eram oarecum sad, pentru că nu a intrat peste mine, nu am putut să vorbesc, probabil, ha, barna, nu știu, dar eram trist, adică se vede, numai la primul gol ce m-am bucurat. Da, aici, Este gol în gol. sfârșit. Ia. În sfârșit o ducem și noi. Ok. În sfârșit. Vreau să văd outro, neapărat. Și nu o să derulez, nu vreau să derulez. Se pare că, da, până la terminarea primei reprize. Deci o repriză am filmat, practic. Pentru că, na, cu Bandicam-ul puteai filma doar... cât? Oh, Opa? Nicolae, Mamă, Nicolae, ce bor am dat! What? vara lui Daniel Nicolae. Nu pot să cred, uite cum jucam pe final. Uite cum jucam Nicolae. pe final. Știu că, Camirato. na, cu Bandicam-ul doar 10 minute dacă nu l-ai cumpărat. Ce cam atât cu acest episod. Ne revedem data viitoare. Acesta a fost Andrei. Goodbye. Oh my god, deci nu vine să cred, frate. Doamne, o să dau și un like, o să dau like singur, vă dați seama. Aveți episodul în descriere dacă vreți să-l vedeți mai ca, mai ca lumea, ca să spun așa. Și Vereșanilor, mai am eu încă ceva special aici, un clip făcut de către... Ursule! Iaolo, stai, că ne-a spart din panele. Uite, o să uite la fan Andrei Vereș aici. O să închidem ăsta momentan. Eu zic că a fost un episod cu foarte multă nostalgie. Mi-aduc aminte și acum de toate clipele și toate pregătirile pe care le făceam atunci înainte de a începe să filmez și a fost ceva super. Oricum, puteți citi și voi comentarii. Aici foarte multe persoane care, gândiți-vă, încă sunt alături de mine. Din toate aceste persoane pe care le văd aici, încă știu că sunt alături de mine și vă mulțumesc din tot sufletul, frate, că am sunteți alături și că mă susțineți din plin. Chiar mă bucură mult acest lucru. Uite câte comentarii, fratele meu. Bun, hai să vedem aici. Asta cu moșule este full, ok, este HD. Hai. Ursule, mi-a dus eu o fetiță frumoasă. Aul! Mamă, ce dă Andrei? Ia să dă mai tare, să dă mai tare, să dă mai tare. No. M-a bătut, m-a bătut, m-a bătut.
Ce dă Andrei, frate, dar cum joacă băiatul ăsta atât de bine, guys? Zic că între timp pe canalul lui Andrei nu, nu. Hai, frate, nu spune că de aici continuă. A, aici ne arată el cum joacă. A, aici, bun. Dar mi s-a părut super fain asta, adică hai să mai vedem o dată. Ursule, mi-a dus eu o fetiță frumoasă. Ursule, mi-a dus eu o fetiță frumoasă. Oh, you touch my tra-la-la. Ding ding dong. Mamă, e prea, prea penal clipul ăsta. Bun, pe Vereșan de oricam ăsta a fost episodul. Și că Vereșanu și fetița, văd că nu are, nu putem să lăsăm comentarii, la de abonatul, cred că ar avea rău să ne abonăm, pentru că nu prea mai găsit episoade. Dacă vreți să faceți ceva funny moments, le aștept cu mare drag. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc mult pentru atenția acordată, nu uitați să acordați cât mai multe like-uri. Aștept părerea voastră acolo în secțiunea de comentarii despre cum arăta Vereșul trecut, despre acest funny moments, eventual micus funny moments și noi desigur ne vom auzi data viitoare. Sâmbătă frumoasă, toate cele bune, bye bye!